Un veac de singurătate de Gabriel Garcia Marquez. Capitolul 1. Mulți ani după aceea, în fața plutonului de execuție, colonelul Aureliano Buendia avea să-și amintească de după amiaza îndepărtată, când tatăl său l-a dus să facă cunoștință cu gheață. Macondo era pe atunci un cătun cu vreo 20 de case din Luci și Trestie, clădite la marginea unui râu, ale cărui ape diafane alunecau prin albia cu pietre lucioase, albe, enorme, ca niște ouă preistorice. Lumea era atât de recentă încât multe lucruri nici nu aveau încă nume, iar pentru a le deosebi, trebuia să le arăți cu degetul. În toți anii, în luna martie, o mică șatră de țigani zdrențăroși își întindeau cortul în apropierea satului și în larma fluierelor și tamburinelor făceau cunoscute noile invenții. Începură prin a aduce magnetul. Un țigan voinic, cu barbă stufoasă și cu mâini de vrăbioi, care răspundea la numele Melchiade, făcuse în public o demonstrație grandioasă despre ceea ce numea a opta minune a înțelepților alchimiști din Macedonia. Trecea din casă în casă, trăgând după sine doi druji de metal și toată lumea fu cuprinsă de groază, văzând cum căldările, sobele, cleștele și spirtierele cădeau singure de pe locurile unde se aflau, cum crapă lemnăliile din cauza cuielor și șuruburilor care încercau cu disperare să se smulgă din ele, ba chiar obiectele pierdute de multă vreme apăreau acolo unde fusese căutate mai mult și se tărau într-o debandadă turbulentă după drugii de fier magici ai lui Melchiade. Lucrurile au și ele viață, proclama țiganul cu un accent gutural. Totul este să le trezești sufletul. José Arcadio Buendia, a cărui imaginație îndrăzneață întrecea întotdeauna însuși geniul naturii, ba chiar și miracolele și magia, socotise că s-ar putea servi de această invenție gratuită pentru extragerea aurului din măruntaiele pământului. Melchiade, care era un om onest, îl prevenise. Nu-i bun pentru așa ceva. Însă José Arcadio Buendia nu credea în vremea aceea în onestitatea țiganilor și își dădu catârul și o turmă de capre în schimbul celor doi druci magnetici. Ursula Iguaran, femeia sa, care conta pe aceste animale pentru a spori avutul în declin, nu izbuti să-l abată de la gândul său. Foarte curând vom avea atâta aur încât să pardosim cu el toată casa, îi răspunse bărbat. Timp de câteva luni se încăpățână să dovedească temeinicia previziunilor sale. Scormoni ținutul pas cu pas, fără să uite nici de fundul râului, târând cei doi druji de fier și rostind cu voce tare formulele folosite de Melchiade. Singurul obiect pe care reuși să-l dezgroape fu o armură din secolul al XV-lea, ale cărei părți erau sudate toate într-o carapace ruginită și care suna ca o enormă tigvă spartă, plină cu pietricele. Atunci când José Arcadio Buendia și cei patru oameni din expediția sa izbutiră să deschege armura, descoperiră în interiorul ei un schelet calcifiat care purta la gât un medalion de aramă cu o șuviță din părul unei femei. În martie revenire țiganii. De data aceasta aducea o lunetă pentru apropiat și o lupă de mărimea unei tobe, pe care le prezentară drept ultima descoperire a evreilor din Amsterdam. Trimiseră o țigancă în capul satului și instalară ocheanul în gura cortului lor din celălalt capăt. În schimbul unei sume de 5 reali, oamenii se postau în fața lunetei și puteau vedea țiganca la un pas de ei. Știința desfința depărtările, proclama Melchiade. Peste puțină vreme omul va putea vedea ceea ce se petrece în orice loc pe pământ, fără să iasă măcar din casă. La amiază, pe o vreme toridă, făcură o demonstrație uluitoare cu lupa lor enormă. Adunară o grămadă de burieni uscate în mijlocul drumului și le aprinseră prin concentrarea razelor solare.
José Arcadio Buendía, care încă nu reușise să se consoleze de pe urma dezamăgirii sale cu magneții, concepu ideea de a folosi această invenție ca armă de război. Melchiade încercă din nou să-i schimbe hotărârea. Totuși, sfârși prin a se învoi să-i dea lupa în schimbul celor doi druci magnetici și a trei dubloni de aur. Ursula plânse de durere. Acești bani proveneau dintr-un sipet cu monede de aur pe care tatăl ei le adunase de-a lungul unei vieți pline de privațiuni și pe care ea le îngropase sub pat în așteptarea unui prilej potrivit pentru a le investi. José Arcadio Buendía nici nu încercă măcar să o mângâie, fiind cu totul absorbit de experiențele sale tactice pline de abnegația unui cercetător, duse până la primejduirea propriei sale vieți. Voind să demonstreze efectele lupei asupra trupelor inamice, se expuse el însuși concentrării razelor solare și fu atins de arsuri transformate apoi în ulcerări, care luară multă vreme până să se vindece. Cu toate protestele soției sale, alarmată de o invenție atât de periculoasă, era gata să dea foc casei. Își petrecea ceasuri îndelungate în odaia sa pentru a face calcule asupra posibilităților strategice ale acestei arme revoluționare, până când ajunse să alcătuiască un tratat de o claritate didactică uimitoare și de o putere de convingere irezistibilă. Îl trimise autorităților, însoțit de numeroase dări de seamă asupra experiențelor sale și de mai multe planșe cu schițe explicative, prin intermediul unui mesager care trecu munții, se rătăci prin mlaștinile întinse, urcă în susul apelor tumultoase și era să piară în ghearele fiarelor sălbatice, să sfârșească în deznădejde, să moară de ciumă înainte de a putea ajunge la o cale de legătură cu catării poștei. Cu toate că pe vremea aceea călătoria până în capitală era aproape imposibilă, José Arcadio Buendía făgăduia să o întreprindă de îndată ce guvernul îi va fi dat un semn pentru a începe demonstrațiile practice ale invenției sale în fața împuterniciților militari și pentru a iniția personal în metodele complexe ale războiului solar. Așteptă timp de mai mulți ani răspunsul. Până la urmă, sătul de așteptare, se plânse lui Melchiade de insuccesul întreprinderii sale și țiganul îi făcu atunci dovada convingătoare sale onestități. Îi restitui dublonii în schimbul lupei și mai lăsă pe deasupra câteva hărți portugheze și mai multe instrumente de navigație. Scrise chiar cu mâna sa un rezumat foarte succint al studiilor călugărului Hermann, pe care îl lăsă pentru a se putea servi de astrolab, de busolă și de sextant. José Arcadio Buendía își petrecu lunile lungi ale anotimpului ploios, închis într-o încăpere pe care și-o amenajase la capătul din fund al casei, pentru ca nimeni să nu vină să-l deranjeze de la experiențele sale. Neglijându-și cu desăvârșire obligațiile casnice, petrecea nopți întregi în curte, urmărind cursul aștrilor și era să capete o insolație în timp ce încerca să stabilească o metodă infailibilă pentru a repera amiaza. Când ajunse să stăpânească uzul instrumentelor sale, dobândi o cunoaștere a spațiului, care îngăduia să navigheze pe mări necunoscute, să exploreze ținuturi virgine, să întâlnească făpturi extraordinare, fără a fi măcar silit să-și părăsească odaia de lucru. Cam în această epocă deprinse obiceiul să vorbească de unul singur, umblând de colo-colo prin casă, fără să ia seama la nimeni, în timp ce Ursula și copiii se speteau în grădinărie pentru a cultiva bananele și malanga, maniocul și ignama, bostanii și pătlăgelele finete. Dintr-o dată, fără ca nimic să o fi prevestit, activitatea sa febrilă se opri brusc și făcu loc unui fel de fascinație. Timp de câteva zile păruca demonizat, repetând pentru sine, cu voce scăzută, un șir de presupuneri înspăimântătoare, împotriva evidenței celor ce dicta rațiunea. În sfârșit, dintr-o marți din decembrie, la ora prânzului, se ușură dintr-o dată de toate poverile și zbuciumările sale. Copiii aveau să-și amintească toată viața cu câtă solemnitate augustă luă loc în capul mesei, tremurând de febră, răvășit de veghile prelungite și de imaginația sa exacerbată, și le dezvălui descoperirea lui.
Pământul este rotund ca o portocală. Ursula își pierdu răbdarea. Dacă ai chef să nebunești, nebunește singur, strigă ea. Nu încerca însă să bagi în capul copilor ideile tale țigănești. José Arcadio Buendia, nepăsător, nu se lăsă intimidat de mânia soției sale, care, într-un acces de furie, zdrobi de pământ astrolabul. El își construi altul, convocă în odaia sa pe bărbații din sat și le demonstră cu teorii din care nimeni nu înțelegea nimic cum se poate reveni la punctul de plecare, navigând mereu în direcția răsăritului. Satul întreg era convins că José Arcadio Buendia își pierduse mințile, când sosi Melchiade, care puse lucrurile la punct. El lăudă în public inteligența acestui om, care printr-o speculație astronomică pură făurise o teorie verificată deja în practică, chiar dacă nu era cunoscută încă în Macondo, și în semn de admirație îi făcu un cadou care avea să aibă repercursiuni decisive asupra viitorului satului. Un laborator de alchimie. Între timp, Melchiade îmbătrânise cu o repeziciune surprinzătoare. Pe vremea primelor sale vizite, i-ai fi dat aceeași vârstă ca lui José Arcadio Buendia, dar în timp ce acesta își păstra energia puțin obișnuită care îngăduia să răstoarne un cal numai prinzându-l de urechi, țiganul părea rost de o boală tenace. Erau, de fapt, urmările bolilor stranii și multiple, contractate în cursul nenumăratelor sale înconjururi ale pământului. După cum îi povesti el însuși lui José Arcadio Buendia, în timp ce îi ajuta să-și instaleze laboratorul, moartea îl urmărea pretutindeni, dându-i mereu târcoale, fără a se hotărî totuși să-și înfigă ghearele în el. Scăpase din toate catastrofele și flagelurile pe care le îndurase omenirea. Supraviețuise pe lagre în Persia, scorbutului în arhipelagul Sundei, leprei în Alexandria, boalei beriberii în Japonia, ciumei bubonice în Madagascar, cu tremurile de pământ din Sicilia și naufragierii unui furnicar de oameni în strâmtoarea Magellan. Această ființă miraculoasă, care susținea că deține cheile lui Nostradamus, era un personaj lugubru, învăluit în tristețe, cu o privire de asiatic care părea să cunoască fața ascunsă a oricărui lucru. Purta o pălărie neagră și mare, care semăna cu aripile întinse al unui corp, și o jiletcă de catifea, patinată toată de cenușiul verzui al veacurilor. Dar în ciuda științei sale nemăsurate și a misterului care îl înconjura, suporta povara condiției umane și pământești, care îl făcea să se împiedice în problemele mărunte ale vieții cotidiene. Se plângea de infirmitățile bătrâneții, sufera din pricina celor mai mici neajunsuri materiale și încetase de mult să mai râdă, scorbutul smulgându-i toți dinții. José Arcadio Buendia a avut certitudinea că ziua în care, la ceasul sufocant al amiezii, Melchiade-i destăinuie aceste secrete, avea să marcheze începutul unei prietenii foarte strânse. Istorisirile sale fantastice i-a tras admirația copiilor. Aureliano, care pe vremea aceea nu avea mai mult de 5 ani, avea să păstreze toată viața imaginea lui din acea după-amiază, când, cu spatele întors spre oglindirea metalică a ferestrei, le revelase, cu vocea lui profundă de orgă, căile către ținuturile cele mai întunecoase ale imaginației, în timp ce de pe tâmple îi picura, din pricina căldurii, stropi de grăsime topită. José Arcadio, fratele său mai mare, avea să transmită acea viziune minunată, ca o amintire ereditară, tuturor urmașilor săi. Ursula, dimpotrivă, a rămas cu o amintire foarte urâtă despre acea vizită, căci a pătruns în odaie tocmai în clipa când, din neatenție, Melchiade spărsese un flacon cu biclorură de mercur. Miasmele diavolului, zise ea. Nici de cum, o corectă Melchiade. S-a dovedit că diavolul are proprietăți sulfurice, pe când asta ce vezi nu-i decât un pic de sublimat.
pe același ton profesional, se lansă într-o expunere savantă a forțelor diabolice ale chinovarului, însă Ursula nu-l luă în seamă și-i duse pe copii să se roage. Acel miros înțepător avea să rămână mereu în memorie, nedespărțit de amintirea lui Melchiade. Laboratorul embrionar cuprindea, în afară de o mare mulțime de recipienți, pâlni, retorte, filtre și strecurătoare, un atanor destul de rudimentar, o eprubetă de cristal cu gât lung, strâmt, în chip de ou filozofic, și un distilator fabricat chiar de către țigani, după descrierile moderne ale alambicului cu trei ramuri, al Mariei Evreica. Pe lângă toate astea, Melchiade îi mai lăsă niște eșantioane din cele 7 metale corespunzătoare celor 7 planete, formulele lui Moise și Zosima, pentru înmulțirea aurului și o serie de însemnări și schițe privind proprietățile Marelui Maestru, care permiteau celui care va ști să le interpreteze să se lanseze în fabricarea pietrei filozofale. Sedus de simplitatea formulelor pentru înmulțirea aurului, José Arcadio Buendia îi făcu curte ursulei timp de câteva săptămâni pentru ca să-l lase să-i dezgroape monedele coloniale și să le mulțească de atâtea ori de câte ori se putea diviza mercurul. Ca întotdeauna, Ursula cedă în fața încăpățânării neclintite a bărbatului ei. José Arcadio Buendia aruncă atunci 30 de dubloni într-o căldare și topi la un loc cu pilitură de cupru, de orpiment, de sulf și de plumb. Puse totul să clocotească la foc încins, într-o căldare plină cu ulei de ricină, până ce obținu un sirop gros cu miros pestilențial, care te făcea să te gândești mai degrabă la caramelul vulgar decât la aurul magnific. În urma distilărilor disperate și până la urmă dezastruoase, topită la un loc cu cele 7 metale planetare, prelucrată cu mercurul ermetic și cu vitriol de Cipru și coaptă din nou în untură de porc, în lipsă de ulei de hrean, prețioasa moștenire a ursulei fu redusă la câteva rămășițe carbonizate care nu se puteau deslipi de pe fundul căldării. Când s-au întors țiganii, Ursula țâțase împotriva lor tot satul. Totuși, curiozitatea a fost mai puternică decât teama. Și de data aceasta, țiganii trecuseră prin sat făcând un vacarm asurzitor din tot felul de instrumente muzicale, în timp ce crainicul public anunța prezentarea cele mai formidabile descoperiri a oamenilor din Nazianz. Astfel că toată lumea se îndreptă către cort și, în schimbul unui bănuț, putu să-l vadă pe Melchiade cu totul întinerit, înzdrăvenit, fără niciun rid, înzestrat cu o dantură cu totul nouă, strălucitoare. Aceia care își aminteau de gingile sale roase de scorbut, de obrajii fleșcăiți, de buzele veștejite, se cutremurară în fața acestor dovezi evidente despre puterile supranaturale ale țiganului. Buimăceala a făcut loc panicii atunci când Melchiade își scoase dinții, intacți și bine înfipți în gingile sale, apoi îi arătă publicului timp de o clipită în care redeveni omul decrepit din anii trecuți, pentru a-și pune din nou la loc și pentru a surâde cu siguranța de plină a tinereții sale regăsite. José Arcadio Buendia însuși, socotică știința lui Melchiade, întrecuse de data aceasta limitele extreme a ceea ce era îngăduit. Totuși, se simți cuprins de un entuziasm salutar atunci când țiganul, de îndată ce rămaseră singur, îi explică mecanismul danturii sale false. Acest lucru îi se păru atât de simplu și de miraculos, încât chiar a doua zi se dezinteresă complet de cercetările alchimistice. Trecut printr-o nouă criză de deprimare, își pierdu pofta de mâncare și își petrecea zilele foindu-se de colo-colo prin casă. Se petrec în lume lucruri extraordinare, îi spunea ursulei. Numai departe decât, dincolo de râu, se găsesc tot felul de aparate magice, în timp ce noi continuăm să trăim ca măgari. Acei care îl cunoșteau din zilele când se întemease Macondo erau mirați de schimbarea petrecută în el sub influența lui Melchiade.
La început, José Arcadio Buendía era un fel de patriarh tânăr care dădea îndrumări pentru semănături, sfaturi pentru creșterea copiilor și animalelor și colabora cu toți, până și la munci manuale pentru bunul mers al comunității. Deoarece casa lui era încă din primele zile cea mai frumoasă din sat, s-au clădit și celelalte după asemănarea ei. Aceasta avea o sală comună, spațioasă și bine luminată, o sufragerie cu flori în culori vii, două camere, o curte cu castan uriaș, o grădină bine cultivată și un ocol în care trăiau pașnii, caprele, la un loc cu porcii și găinile. Singurele animale interzise, nu numai în casa aceasta, ci în satul întreg, erau cocoșii de lup. În domeniul ei, Ursula făcea treabă bună ca și soțul ei într-al său. Activă și meticuloasă, foarte serioasă, această femeie cu nervii tari pe care nimeni n-a putut-o auzi vreodată fredonând o melodie, părea pretutindeni prezentă, din zorii zilei până la ceasurile târzii din noapte, însoțită mereu de foșnetul molcom al fustelor garnisite cu volan. Mulțumită ei, pardoseala de pământ bătătorit, zidurile din tină uscată pe care nu le tencuiseră cu var, mobilele rustice pe care le făcuseră ei înșiși, rămâneau mereu curate, iar lăzile vechi în care se păstrau albiturile răspândeau un miros plăcut de busuioc. Nici când n-ai fi găsit în sat un om mai întreprinzător decât José Arcadio Buendía. El rânduise așezarea caselor în așa fel încât, de la oricare dintre ele, se putea ajunge la râu și se putea face aprovizionarea cu apă, fără ca nimeni să depună eforturi mai multe decât vecinul. Și tot el trasase ulițele cu atâta grijă și bun simț, încât nicio casă să nu primească mai mult soare decât celelalte în ceasurile de căldură mare. În câțiva ani, Macondo deveni satul cel mai bine gospodărit, cel mai harnic dintre toate satele cunoscute până atunci de cei 300 de locuitori ai săi. Era într-adevăr un sat fericit. Nimeni nu avea peste 30 de ani, nimeni nu murise încă. Chiar din epoca așezării sale, José Arcadio Buendía construise curse și cuști și în scurtă vreme umplu cu turpiale, scanari, pițigoi albaștri și mărăcinari cu gât roșu, nu numai casa lui, ci toate casele din sat. Concertul atâtor păsări diferite deveni așa de asursitor, încât Ursula și-a stupă urechile cu ceară de albine pentru a nu-și pierde simțul realității. Când tribul lui Melchiade veni pentru prima oară la Macondo ca să vândă boabe de cleștar împotriva migrenei, toată lumea se miră că a găsit drumul spre satul acesta pierdut în letargia mlaștinii, însă țiganii mărturisiseră că se orientaseră după cântecul păsărilor. Acest frumos spirit de inițiativă dispăru în scurtă vreme, spulberat de febra magnetelor, a calculelor astronomice, a visurilor de strămutare și a dorinței arzânde de a cunoaște minunile lumii. Din întreprinzător și curățel cum era înainte, José Arcadio Buendía luă în curând înfățișarea unui vagabond, neglijent în modul de a se îmbrăca, cu o barbă zbârlită pe care Ursula abia izputea să-i o taie din când în când cu un cuțit de bucătărie. Se găsiră chiar unii care să-l considere victima nenorocită a unei vrăși ciudate. Cu toate acestea, chiar și acei care erau cei mai convinși de nebunia lui, își lăsară lucrul și familia pentru a-l urma atunci când, aruncându-și pe umăr uneltele de pionier, ceru tuturor să-i dea o mână de ajutor pentru a deschide un drum care să pună Macondo în legătură cu marile invenții. José Arcadio Buendía nu cunoștea deloc geografia regiunii. El știa că spre răsărit se întindea un lanț de munți de netrecut și de cealaltă parte a acestor munți, vechea cetate Riohacha, unde într-o epocă îndepărtată, după cum îi povestise primul Aureliano Buendía, strămoșul său, Sir Francis Drake se amuza vânând cu lovituri de tun caimanii, pe care apoi îi peticea și împăia pentru a-i aduce reginei Isabela.
În tinerețe, el și oamenii săi, însoțiți de femei, copii și dobitoace, cu tot felul de unelte și efecte, trecură munții în căutarea unei ieșiri la mare, însă, după 20 de luni, renunțară la întreprinderea lor și întemeiară satul Macondo pentru a nu mai face cale întoarsă. Așa că drumul acela nu-l interesa, deoarece nu putea decât să-l readucă pe urmele trecutului. Spre miază zi, se întindea o zonă de smârcuri acoperite cu un strat de vegetație deasă, apoi universul vast al mlaștinilor imense, care, după spusele țiganilor, nu cunoștea margini. Mlaștinile vaste se prelungeau spre apus printr-o întindere de ape fără orizont, în care trăiau cetacee cu piele fragedă, cu cap și trunchi de femeie, care îi rătăceau pe navigatori prin seducția nefastă a mamelelor lor enorme. Țiganii rătăciseră timp de 6 luni pe această întindere de ape, înainte de a fi atins limba de pământ solid pe unde treceau catării poștii. Dacă se ținea seama de calculele lui José Arcadio Buendia, singura posibilitate de contact cu civilizația era calea către miază noapte. Astfel că echipă cu unelte pentru defrișare și cu arme de vânătoare pe aceiași oameni care îl însoțiseră în vremea când întemeiase Macondo. Își îndesă în raniță instrumentele de navigație și hărțile și porni în această aventură nebunească. În primele zile nu întâlniră nicio piedică serioasă. Merseră de-a lungul malului pietros al râului pentru a coborâ până la locul unde, cu ani înainte, descoperiseră armura ostășească și de acolo se afundară în pădure pe un drum cu portocali sălbatici. La sfârșitul primei săptămâni, uciseră și jupuiră un cerb, însă se mulțumiră să mănânce numai jumătate din el, iar restul îl sărară pentru zilele următoare. Această precauție le permise să amâne timpul când trebuiau să mănânce din nou papagali, a căror carne albastră avea un gust aspru de musc. Apoi, timp de peste 10 zile, nu mai văzură soarele. Solul devenea moale și umed, asemenea unui strat de cenușă vulcanică, iar vegetația își înmulțea capcanele, ciripitul păsărilor și zarva maimuțelor răsunau tot mai îndepărtate și lumea devenea nesfârșit de trist. Oamenii expediției se simțeau copleșiți de amintiri care păreau și mai vechi în acest paradis umed și tăcut de dinaintea păcatului strămoșesc, unde cizmele se înfundau în smârcuri de păcură fumegândă și în care se năpusteau cu lovituri de satire asupra crinilor sângerii și salamandrelor aurii. Timp de o săptămână, aproape fără să schimbe o vorbă între ei, înaintară ca niște somnambuli într-o lume dezolantă, abia luminată de slabele reverberații ale insectelor fosforescente și cu plămânii apăsați de un miros înăbușitor de sânge. Nu se mai puteau întoarce, deoarece drumul pe care îl deschiseseră se închidea îndată în urma lor, înecat de o vegetație proaspătă pe care o vedeau aproape țâșnind sub privirile lor. "Nu face nimic," zicea José Arcadio Buendia. "Esențialul este să nu ne pierdem niciodată simțul orientării." Bizuindu-se întotdeauna pe busolă, continuă să-și călăuzească oamenii în direcția nordului invizibil, până când reușiră să iasă din acest ținut fermecat. Era o noapte întunecoasă, fără stele, dar tenebrele erau impregnate de un aer curat, proaspăt. Istoviți de drumul lung, își întinseră hamacurile și dormiră duși pentru prima oară după 2 săptămâni. Când se deșteptară cu soarele sus, rămaseră stupefiați, fascinați. În fața lor, în peisajul frumos al ferigilor și palmierilor, albii de pulbere în lumina tăcută a dimineții, apăru un enorm galion spaniol. Acesta era ușor înclinat spre tribord și de pe catargul intact atârnau rămășițele mizere ale pânzelor între odgoane înflorite cu orhidee. Botul navei, acoperit cu o carapace uniformă de remore fosilizate și de un mușchi fin, era adânc înfipt în solul stâncos. Totul părea înscris într-un cerc izolat de restul lumii, un spațiu alcătuit din însingurare și uitare, ferit de prefacerile datorate vremii și ocolit de lumea paserilor.
în interiorul navei, pe care membrii expediției le explorară cu înfigurare stăpânită, nu exista altceva decât un tufiș des de flori. Descoperirea galionului, semn că marea era pe aproape, frânse avântul lui José Arcadio Buendia. Considera ca o farsă a destinului său capricios faptul de a fi căutat marea fără să o fi descoperit vreodată, cu prețul nenumăratelor sacrificii și greutăți, și de a fi descoperit-o acum fără să o caute, de-a curmezișul drumului său, ca pe un obstacol de netrecut. Mulți ani după aceea, colonelul Aureliano Buendia traversă la rândul său regiunea, când aceasta era străbătută deja de o cursă poștală regulată și nu mai găsi nicio urmă a vasului, decât scheletul carbonizat în mijlocul unui câmp de maci. Convins acum că această poveste nu fusese produsul imaginației tatălui său, se întrebă cum de-a putut să pătrundă galionul atât de departe în inima uscatului. Această chestiune nu îl preocupă deloc pe José Arcadio Buendia atunci când dădu de mare, la capătul altor 4 zile de mers, cam la 12 km departare de galion. Visările sale se risipire la vederea acestei mări de culoare cenușie, înspumată și murdară, care nu merita riscurile și sacrificiile impuse de aventura sa. "La naiba!" blestemă el. Macondo este înconjurat de ape din toate părțile. Multă vreme predomina ideea că Macondo era așezat pe o peninsulă, după harta cu totul arbitrară pe care o desenase José Arcadio Buendia la reîntoarcerea din expediția sa. Trase cu furie liniile acesteia, exagerând cu rea credință dificultățile comunicațiilor, ca pentru a se pedepsi pe sine însuși că a ales cu o lipsă totală de noimă așezarea satului. "Niciodată nu ne vom putea duce nicăieri," se tângui ursulei. "Suntem sortiți să putrezim de vie aici, fără să primim vreo binefacere a științei." Această convingere, rumegată timp de luni întregi în cabinetul care îi servea de laborator, îl determină să conceapă planul de a strămuta Macondo într-un loc mai potrivit. De data aceasta, însă, ursula îi depăși gândurile febrile. Implacabilă și pe ascuns în munca ei de furnică, ațâță toate femeile din sat împotriva bărbaților lor, care începuseră deja să pregătească strămutare. José Arcadio Buendia n-a știut niciodată exact, nici în care moment, nici în virtutea căror forțe potrivnice, planurile sale au fost încurcate într-o zăpăceară de pretexte greșite, de contratimp și de subterfugii, până ce deveniră pur și simplu o himeră. Ursula îl observa cu o solicitudine inocentă și ajunse chiar să simtă față de el un pic de milă în dimineața când îl găsi în cabinetul din fund, pe cale să-și reia visurile de strămutare, punând în lăzile respective obiectele care alcătuiau laboratorul. Îl lăsă să termine, îl lăsă să încuie lăzile și să scrie inițialele pe ele cu o pensulă groasă, muiată în cerneală, fără să-i facă niciun reproș, știind însă că el nu ignora faptul, ea l-auzise când îl pomenea în monologurile sale cu o voce scăzută, că oamenii din sat nu-l vor însoți în niciun caz în întreprinderea sa. Abia când începu să demonteze ușa de la cabinetul său, ursula riscă să-l întrebe pentru ce o face și el îi spuse cu o amărăciune care nu era prefăcută. "De vreme ce nimeni nu vrea să plece, vom merge numai noi singuri." Ursula nu se tulbură nici ea. "Nu plecăm," zise ea. "Vom rămâne aici, deoarece aici am avut un copil." "N-am avut însă niciun mort," îi întoarse el vorba. "Nu ești din niciun loc atâta vreme cât nu ai niciun mort îngropat în pământ." Ursula îi răspunse cu fermitate stăpânită. "Dacă va trebui să mor ca tu să rămâi, atunci voi muri." José Arcadio Buendia nu credea că voința femeii sale este atât de neclintită. Încercă să o amăgească deschizându-i tot tezaurul imaginației lui, făgăduindu-i o lume extraordinară în care era de ajuns să torni pe pământ
lichidele magice pentru ca plantele să-și dea roadele după voie și unde se vindeau, la prețuri ieftine, tot felul de aparate pentru alinarea durerilor. Ursula rămase insensibilă în fața agerimii viziunilor sale. În loc să te gândești la toate poveștile astea, ai face mai bine să te ocupi de copiii tăi, îi răspuns. Uită-te la ei, părăsiți, lăsați în blata Domnului, adevărați măgari. José Arcadio Buendía luă cuvintele soției sale în sensul lor literal. Privi pe fereastră și văzu pe cei doi băieți, desculți, în grădina însorită, și avu impresia că abia în clipa aceea ei începeau să existe cu adevărat, ca și cum s-ar fi născut în urma rugăminților Ursulei. Se produse atunci ceva în el, ceva misterios și definitiv, care îl smulse din existența sa prezentă și îl făcu să se îndepărteze spre un ținut neexplorat al memoriei. În timp ce Ursula se apucă să măture casa, pe care acum era sigură că nu o va mai părăsi în tot restul vieții ei, el continuă să fie absorbit de contemplarea copilor săi, cu privirea fixă, până ce ochii se umeziră, încât trebuie să-și zvânte cu dosul palmei ochii înainte de a scoate un suspin adânc de resemnare. Bine, zise el, spune-le să vină să-mi ajute la despachetarea lăzilor. José Arcadio, copilul cel mai mare, avea 14 ani trecuți. Avea un cap pătrat, părul zburlit și caracterul încăpățânat al tatălui său. Deși se dezvoltase la fel de repede și dobândise o forță fizică asemănătoare cu a lui, se putea ști încă de pe atunci că era lipsit de imaginație. Fusese zămislit și născut în cursul acelei treceri penibile peste munți, înainte de a se fi întemeiat Macondo, iar părinții săi mulțumiră cerului constatând, la naștere, că trupul lui nu avea nicio parte animalică. Aureliano, prima ființă omenească născută la Macondo, mergea pe 6 ani. Era tăcut și timid. Plânsese în pântecele maicii sale și se născuse cu ochii deschiși. În timp ce îi se tăia cordonul umbilical, își întorcea capul în dreapta și în stânga, reperând toate obiectele care se aflau în odaie și privindu-i fix pe oamenii de față, cu o curiozitate lipsită de mirare. Deodată, nepăsător față de cei ce se apropiau pentru a-l examina, își concentra întreaga atenție asupra acoperișului din frunze de palmier, care părea că e gata să se prăbușească sub violența teribilă a ploii. Ursula nu mai avu ocazia să-și amintească de intensitatea acelei priviri până în zori când micuțul Aureliano, pe atunci de 3 ani, își făcu intrarea în bucătărie în clipa în care ea lua de pe foc și așeza pe o masă o oală cu fiertura răzândă. Copilul, șovăind în pragul ușii, zise, va cădea! Oala era bine așezată, drept în mijlocul mesei, dar abia rostise copilul prevestirea că începuse să se miște netulburată către marginea mesei, ca sub efectul unui dinamism interior, și se zdrobi de podea. Ursula povesti alarmat acest episod soțului ei. Acesta însă îl interpretă ca pe un fenomen cu totul firesc. Așa fu întotdeauna, cu totul străin față de existența copilor săi. Fie pentru că socotea copilăria ca pe o perioadă de debilitate mentală, fie că el însuși era mereu prea absorbit de propriile sale speculațiuni chimerice. Iată însă că din acea după-amiază, când le ceru copilor să-l ajute la despachetatul diferitelor obiecte ale laboratorului, el le consacră timpul lui cel mai prețios. În ascunzișul laboratorului său, ai cărui pereți se acoperiră treptat cu hărți neverosimile și cu grafice fabuloase, îi învăța să citească, să scrie și să socotească și le vorbi despre minunile lumii, nu numai în limitele cunoștințelor sale proprii, ci forțând și pe cele ale imaginației până spre culmile fantasticului. Și astfel, copiii ajunseră să învețe că, la extremitatea sudică a Africii, trăiesc oameni atât de inteligenți și de pașnici că singura lor preocupare consta în a ședea și a medita și că se poate traversa pe jos Marea Egeică, sărind de pe o insulă pe cealaltă,
până la portul Salonicului. Aceste descrieri alucinante rămăseseră atât de întipărite în memoria copiilor încât, mulți ani mai târziu, cu o clipă înainte ca ofițerul trupelor regulate să fi dat ordin plutonului de execuție să tragă, colonelul Aureliano Buendi a avut timp să retrăiască acea blândă după amiază de martie în care tatăl său își întrerupse lecția de fizică și rămase dintr-o dată înmărmurit, cu brațul în văzduh, cu privirea fixă, aplecându-și urechea spre depărtări, spre fluierele, spre tamburinele și zurgălei țiganilor care veniseră din nou în sat pentru a prezenta ultima și cea mai uluitoare descoperire a învățaților din Memphis. Erau alți țigani, bărbați și femei tinere care nu vorbeau decât limba lor, specimene splendide cu pielea unsă cu ulei, cu mâini de gânditor, ale căror dansuri și cântări răspândiră prin ulițele satului o veselie nebunească, cu papagalii lor bălțați care recitau romanțe italiene, cu găina care oua 100 de ouă de aur în ritmul tamburinei, cu maimuța adresată care ghicea gândurile, cu mașina universală care servea atât la cusutul nasturilor, cât și la potolirea fierbințelii, cu aparatul pentru uitarea amintirilor reale, cu emplastrul pentru a-ți omorâ timpul și cu alte mii de născociri atât de ingenioase și neobișnuite, încât José Arcadio Buendia ar fi vrut să inventeze o mașină de memorat ca să nu uite de niciuna dintre ele. Acestea schimbară satul într-o clipă. Locuitorii din Macondo se simțiră dintr-o dată pierduți pe ulițele lor, asurziți de această petrecere forfotitoare și zgomotoasă. Ținând câte un copil de fiecare mână ca să nu-i piardă în înghesuială, izbindu-se de saltimbanci cu dinți îmbrăcați în aur și de jongleri cu șase brațe, sufocat din pricina mirosurilor amestecate de gunoi și santal pe care le răspândea mulțimea, José Arcadio Buendia umbla ca un nebun, căutându-l peste tot pe Melchiade, pentru a-l ruga să-i dezvăluie secretele acestui coșmar miraculos. Se adresă mai multor țigani care nu înțelegeau deloc limba lui. În cele din urmă se îndreptă spre locul unde Melchiade obișnuia să-și întindă cortul și dădu peste un armean taciturn care lăuda în limba spaniolă un elixir care te făcea invizibil. Acesta înghițise dintr-o sorbitură o cupă plină cu o substanță chihlimbarie, în clipa când José Arcadio Buendia își croi cu brutalitate calea prin mijlocul grupului, care asista cu gura căscată la spectacol și reuși să-i adreseze întrebarea sa. Țiganul îl învălui cu privirea lui spălăcită, înainte de a se pierde într-o băltoacă de păcură fumegândă și puturoasă, deasupra căreia continua să plătească ecourile răspunsului său. Melchiade a murit. Sub lovitura acestei vești, José Arcadio Buendia rămase cam pietrit, încercând să stăpânească durerea pe care o resimțea, până când oamenii strânși acolo se risipiră chemați de alte spectacole și până ce băltoaca armeanului taciturn se evaporă complet. Mai târziu, alți țiganii confirmară că Melchiade pierise, într-adevăr de friguri, în dunele de la Singapur, și că trupul lui fusese aruncat în Marea Lavei în locul unde era mai adâncă. Cât despre copii, lor nu le păsa de această veste. Își băgaseră în cap că tatăl lor îi va duce să vadă invenția minunată a învățaților din Memphis, anunțată la intrarea unui cort, care, după aceleași spuse, ar fi aparținut regelui Solomon. Stăruirea atât de mult încât José Arcadio Buendia a plătit cei 30 de reali și conduse până în mijlocul cortului, unde stătea un uriaș cu pieptul păros și cu craniul ras, cu un inel de aramă trecut prin nas și cu un lanț greu la glezne pus să păzească un sipet pirateresc. În clipa în care uriașul ridică capul, din sipet răbufni un suflu înghețat. În interior nu se vedea decât un enorm bloc transparent, închizând o mulțime nesfârșită de ace, peste care țâșneau în steluțe multicolore pâlpâirile amurgului. Deconcertat, fără să uite totuși că băieții așteptau din partea lui explicație pe loc, José Arcadio Buendia îndrăzni să emită una. Acesta este cel mai mare diamant din lume. Nu, corectă țiganul.
este gheață. Fără să înțeleagă, José Arcadio Buendia își întinse mâna spre bloc, însă uriașul îi opri gestul. Încă 5 reali pentru a-l atinge, îi spuse el. José Arcadio Buendia plăti și apoi putu pune mâna pe gheață, ținându-o acolo câteva minute, cu inima săltând de bucurie și totodată de teamă la contactul cu misterul. Neștiind ce să spună, mai plăti încă 10 reali pentru a permite copiilor să cunoască această experiență miraculoasă. Micul José Arcadio refuză să o atingă. Aureliano, dimpotrivă, făcu un pas înainte, puse mâna pe ea, dar și-o retrase îndată. Frige! Strigă el înspăimântat. Însă tatăl nu-i dădu nicio atenție. Extaziat în fața acestei minuni autentice, își permise să uite pentru o clipă în succesul întreprinderilor sale delirante și de cadavrul lui Melchiade dat pradă calmarilor. Mai plăti încă 5 reali și, punând mâna pe blocul de gheață, așa cum jură un martor pe Evanghelie, strigă: Iată mare invenție a epocii noastre!